nu am mai ținut niciodată un discurs la un pupitru, așa că țineți-mi pumnii. Salut, dragă pupitru. Sunt Alina Șerban și vă mulțumesc foarte, foarte tare că sunteți alături de mine în această seară. Mulțumesc foarte mult, Floriela, pentru prezentarea ta. Mulțumesc mult că nici n-ai fi știut tu cât de mult a contat pentru mine întâlnirea cu tine, vezi? Mulțumesc foarte mult, Irina. Nu știu dacă o să apuc 25 de ani de activitate artistică. Mai ales că și acești 10 ani au fost atât de puțin probabili. Sunt recunoscătoare și onorată că am avut șansa în acești ani să spun povești în care cred. Nu știu dacă pot să redau în cuvinte ce înseamnă pentru mine acest moment. Și ce înseamnă pentru dimensiunea și lumea din care vin eu. Pentru mine, experiența de artist independent înseamnă să-ți creezi și să te lupți pentru fiecare proiect în parte lună de lună, fără niciun fel de plasă de siguranță. Efortul constant și incertitudinea fac parte din job description. Și pentru că nu faci parte din niciun fel de establishment, nici rom, nici nerom, apar peste tot ca un musafir nepoftit. Te încăpățânezi să-ți faci loc la masă, oriunde, chiar și pe colț, și strigi, strigi, doar o să te audă cineva de la capătul celălalt să-ți dea și ție sarea. Asta, desigur, nu mi se întâmplă doar mie. Se întâmplă foarte multor artiști. În cazul meu se adaugă și elementul etnic. Care, spre exemplu, în domeniul actoricesc, înseamnă că de foarte multe ori în România nu pot fi văzută altfel decât romă. Și implicit sunt de foarte multe ori chemată pentru roluri incredibile de vrăjitoare. Enco. Ca artist independent și romă, eu pendulez între foarte multe lumi, printre care încerc să mă găsesc pe mine și să țin la vocea mea. Însă, sunt simultan prea militantă pentru lumea culturală mainstream și niciodată îndeajuns de militantă pentru activismul rom. Am o replică într-o piesă și dacă îmi permiteți o să o spun, că asta cred că descrie mai bine. Un personaj de-al meu din piesa Marea Rușine spune: nu sunt niciodată de ajuns de româncă pentru români și niciodată de ajuns de romă pentru rom. Peste toate aceste provocări, desigur, se adaugă și provocarea artistică. Încerci să îi convingi pe toți din toate lumile astea că tu meriți, că și ideea ta merită. Și când în sfârșit ți se dă o șansă, când lumea se uită, nu ai privilegiul unui începător. Ție trebuie să-ți iasă din prima. Așadar, am venit să vedem un mic pas. Îmi doresc să fiți alături și pe mai departe. Și anume, îmi doresc să fac un lungmetraj despre sclavia romilor. Încă de dinainte să debutez ca actriță. Pentru că eu însă am avut și am foarte multe dificultăți în a-mi înțelege complexitatea identității mele rome. Am început cu povestea mea.
povestea mea personală. Și desigur că apoi a fost un pas coerent să aflu despre strămoșii mei și să încerc să înțeleg cumva situația de astăzi. Cum am ajuns aici? În tot acest timp m-am apropiat cu pași mici de acest subiect atât de mare. Prin 2013, întrebam timid la o conferință de film de Cana Bucarest, sunt fană, și întrebam cu voce tremurând așa, cum ar fi să fac și eu să fac un film despre sclavia romilor? Știu că nu este un subiect comercial. Cristian Mungiu m-a încurajat atunci și asta a contat foarte mult pentru mine. În toată camera aia plină de oameni de film serioși, el a decis să nu mă strivească. Ei bine, cu acest vis în buzunar, m-am întors în țară și am scris un lungmetraj. Am luptat și lupt foarte tare pentru posibilitatea să-l realizez cândva. În ciuda unui tren nesfârșit de nu-uri, nu am renunțat. Și iată că în sfârșit am primit o șansă. Șansa pe care o așteptam de foarte mult timp. Posibilitatea să-mi regizez primul meu scurtmetraj! Mulțumesc foarte mult programului În stare de bine, finanțat de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cât și cofinanțatorilor Guvernul României, Departamentul pentru Relații Interetnice. Mulțumesc, Cristian. Mulțumesc, Tudor, că ați pariat pe ideea asta și mulțumesc pentru șansa acordată. Mulțumesc tuturor oamenilor care în acești 10 ani au fost la fel de idealiști ca mine, sau poate chiar mai mult. Mulțumesc foarte tare colegilor mele, Alexandra e sus și stăm pe telefon ca să pot să mă audă, să schimbe următorul material. Noi totul facem într-o totală improvizație, pentru că suntem două, dar facem câte 100. Da. Bravo, Alex, tu nu ne auzi, dar nu contează. Îți mulțumesc. Așa. Mulțumesc colegilor mele, cum am spus, fără de care nimic nu ar fi fost posibil. Mulțumesc foarte tare echipei filmului, oamenilor de la toate departamentele care au venit cu dăruirea și maestria lor și și-au asumat întru totul povestea. Mulțumesc oamenilor din jurul nostru, din foarte multe domenii, care au fost răbdători cu noi și ne-au arătat drumul prin jungla birocratică. Mulțumesc partenerilor, mulțumesc absolut tuturor energiilor pozitive, dar și negative, care au făcut ca noi să spunem povestea asta împreună. Și neutre, exact. Vă mulțumesc tuturor pentru posibilitatea de a spune o poveste despre sclavia romilor din perspectivă rom. Îmi propun ca și sper ca data viitoare să vedem împreună lungmetrajul. Până la grija următorului job de mâine, permiteți-mi aceste 2 secunde, da? Disclaimer. Mă reprezint pe mine, nu întreaga populație de romi din toată lumea. Să vedem un making of al scurtmetrajului, după care, în aplauzele dumneavoastră, aș dori să invit echipa minunată, întreaga echipă, aici pe scenă cu noi. Mulțumesc.